Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip Astăzi vom face unboxing la noul meu telefon De-abia ce a venit curierul și bineînțeles mi-a luat și banii pe lângă că am stat Știți cum e cu curieratul? Faci o comandă sâmbătă, îți vine după o săptămână În fine, nu-i vina băiatul de acolo, cum au organizat ăștia barfa da. Pe lângă că am așteptat după el, mi-a mai luat și banii Hai să deschid aici uh, Pachetul să facem unboxing la noul meu telefon. După cum vedeți, și din titlu. Noul meu telefon este un Xiaomi Redmi 9 Pro, 100 de, ca detalii vă zic de acum, 128 de GB de memorie internă, 6, 6 GB de RAM, filmare 4K, baterie de vreo 5000, dimensiune parcă 6,67. inci inch, nu putea să fie de 6,66 În fine, hai să deschidă Așa Să se rupă n și ăsta Bine că am dat jos adineori factura Că poate se vedea adresa mea pe aici Bun, și după cum se vede avem pungi cu bule, perfect. Niște uh, burete de asta iar fac mizeria acum prin casă, cutia asta nu mai trebuie și avem aici telefonul. Acum să vă tom, mamă, dar știți cum mă simt acum ca și cu Adrian că desface ofrandele. Mult, mult scoci. Uh, bun. Ma, ce urât să o tai așa. Așa, perfect, perfect, perfect. În caz că vorbesc pe nasi din cauza că sunt o leacă răcit, așa că sper să nu se audă prea des pe, pe episod că fac gătura că suflu mucii. Da, asta e, m prins pe mine răceala, am un sistem imunitar mai slăbit. Nu este COVID, dar să-l niștiți. Bun, hai să desfacem asta aici. <coughs> Ma, da, Sincer, cred că o să mai comand chestii, dar cele mai ieftine chestii o să comand de-a lungul timpului, doar ca să primez numai punci de-astea cu bule. Bun, și avem aici, frumos, cutia telefonului meu, Xiaomi Redmi 9, Redmi 9 Note 9 Plus, așa. Note 9 Pro, mă curc în denumiri. Haole. Mamă, dar îmi place, este și vă că scrie ceva aici, 140.000 Cine știe. Ok, hai să văd. E, ce scrie aici? Importator. Nu știu ce e așa. Șoseaua București, Ploiești. Și mie mi-a venit de la Cernavodă telefonul de la cum plimbă ăștia. În fine. De unde să tai și eu ăsta? Hai să-i dau așa un pic. Bun. Hai că tot am zgâria cutia cu cuțitul. E, asta e. Folosesc bineînțeles cuțitul meu. Gen Shadow Dagger. Îl folosesc mult la unboxing-uri. Așa. Și acum avem aici celularul să vedem cât de bine arată. Acesta este doar unboxing, uh, review uh, un review mai complet, așa îl voi face după câteva săptămâni de utilizare, ca să văd când mă ține bateria, uh, cât de bine filmează, o să fac eu niște filmulețe cu el dacă e un vlog, două, cine știe, rămâne de văzut. Hai să desfacem aici să se vadă cum este, poate pică de aici telefonul, așa, ușor, ușor, că nu vreau să-l stric. Uh, 1050, 1049 de lei de pe, de pe alt text. A, ia uitați, cutie goală, glumesc, are capac aici. Dacă chiar nu scrie undeva detaliile lui ca să vi le citesc. Deci, așa, și Interstellar Gallery șa, zice doar de 6 RAM și 128 internă. În fine. Hai să -l facem așa ușor, ușor, să nu facem vreo prostie. A, aoleo, bun. Avem aici una bucată cablu. Sunt curios dacă mi-or fi dat ce o husă la el, că unii de la șau, când își comandă și omii primesc huse. Acesta este încărcătorul, dar are un ambalaj pe el parcă. Ia stați o secundă. Stați o secundă că are pe el așa ceva. Ia, -o. așa. Să scot hârtia asta de pe el, că nu-mi place. Ieși. Yes. Gata. Bun. Acesta este încărcătorul. Destul de bombat, aș putea spune. De câți volt zice că e... Ok, nu zice? Ne zice input 100, 240 de volți, așa, 50, 60 Hz. Maxim 33 de W. De zice. Bun, hai să-l pun aici deoparte încărcătorul. Avem aici și cablul care sper să nu fie un cablu de la de o palmă și... Trebuie să-mi iau mai multe cabluri de-astea acum, că e alt Type-C, type c, c sau cum dracu' i se spune, că na, da, hai că pe ține ca și cablu de date, dar trebuie să mai am un cablu și pentru la mașină să am, în fire. Bă, are un metru jumate cablul, deci este bun. Hai să-l las aici, să nu le pierd. Bun, să pun deoparte încărcătorul. Așa, mai am ceva oare în cutie și după aia vă arăt telefonul la final, că la e, uh, na, made ca să zic așa. Mama, da, nu Deci, sunt cartoanele astea prinse aici. Ma, hai că pe astea le scot, le pun pe pauză așa. Un cartonaș nu ne trebuie. Stați așa un pic. Ok, și văd că aici avem o chestie. Nu, telefonul este separat aici, dar hai să vedem ce este chestia asta, hai să o desfacem. O fi manualul de instrucțiuni. Opa, avem aici în chestia asta. Cheia, avem aici chestia ca să băgăm cartela. Momentan nu o să-i bag niciun de memorie că am uh, Are Memorie destulă Am aici două cărți Probabil că unul este manualul de utilizare Cealaltă carte este Cu garanția cu toate alea le lasă în cutie Aia atunci nu mai scot niciun carton de aici Deoarece văd că în această cutie pe lângă Cheiță mai avem și o husă, ne dă și o husă la bani ăștia, e bine. Mă, dar mi se desprinde și mie părul acum. Asta e, numai stau să mi-l prind. Și avem aici o husă transparentă, un pic închisă așa. Am văzut că unii își bagă în husa asta. O poză cu partenerul, eu n-am. Uh, buletinul, eu nu mi l-aș pune așa la vedere. Sau bani, eu, Da, așa mai făceau unii pe la liceu, își băgau chestii în husa asta, bun. Și aici avem telefonul Redmi Note 9, 9 Pro. Cred că am greșit numele de câteva ori. Hai să-l scot din averti uh... asta că A, așa. Ce scrie pe aici? Că avem Qualcomm Snapdragon uh, 720G, încărcare rapidă de 30W, baterie de 5020 mAh, adică practic o să mi car doar de două ori telefonul cu bateria mea externă de 10.000 de miliamperi. Așa. Ăsta, telefonul meu vechi avea doar... Nu știu, cred că două ceva de miliamperi. Oricum, o să fac comparații între ăsta și vechiul meu telefon. 6.67 inch. Full HD plus dot display. Nu știu ce înseamnă aia că sunt, sunt de la țară. Camera 64 megapixel și cea frontală e de 16. În spate mai scrie ceva, un cod de bare, modelul, la 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 la, produs în China. Poate o să primesc și eu acum social points, cine știe. Să fie bucuros de mine, Xi Pink, parcă așa îl cheamă pe comunistul ăla de la chinezi. Așa, și îl desfacem frumos de aici. O folie o să să se mai pun și avem aici a... noul meu telefon. Bine că se reflectă ring light-ul acum. Xiaomi Redmi Note, Note 9 Pro. Așa. Văd că aici la husă unde este asta de încărcare. Se deschide asta așa. Bă, interesant că măcar așa nu o să intre mizerie. Deja mi-am lăsat urme de degete. Avem, bineînțeles, sun aragaz de camere pe el. Câteva urme de degete că trebuia să pormănuși. Și hai să punem husa. Așa. Hai bă, că nu stă tare stare să pun o husă. Asta atât de s A de răcit încât mi s-a blocat și creierul. Ok, hai mă, nu intri. Poate nu se potrivește husa. Bine, trebuie să intre un pic mai strâmt. Ca la o husă așa de volan. Bun. Așa și hai să îl pornim. Butonul este aici mic în lateral. Hai să îl pornim. Vedem dacă Are baterie, bă! Are baterie. Bun, mi-a vibrat de două ori în mână. Redmi Power by Android să vedem dacă pornește. Bine, acum o să mă pună să mă loghez cu contul de Google. Trebuie să-mi bag <coughs> aplicațiile de la bancă, să-l bag pe George, de la BCR, e tokenul. Uh, să-mi pun toate aplicațiile acolo, Discord, Instagram, Just Sex și acum vine aici să uh, mă loghez și așa. Da, scrie Mi, mi ui, 12, ce ar trebui să semne... Nu știu, hai să țin mai așa se vadă, ok, dau mai departe, avem limba română, mai departe, locația dumneavoastră, România, acordul utilizatorului, am citit tot, te verifică SIM, trebuie să bag sim -ul. ok, trebuie să bag cartela în el, aici e volumul, unde mi-ai cartela? De întrebarea mea, cred că nu trebuia să-i pun acum Husa. Se scot atunci Husa că trebuie să-i bag uh, cartela. Unde o intra cartela ca să vă arăt asta pe unboxing și cred că pot să închei deoarece nu vreau să fac review de acum că da l-am scos din cutie. Să încep de acum să zic că e cel mai bun telefon pe care l-am avut Bine, cred că e cel mai bun telefon pe care l-am avut față de uh, vechiul meu. Nu Unde e aici? Față de vechiul meu smartphone Cu HVI-ul ăsta spart Mai bine ăsta, bun Ia să văd unde băgăm cartela Întrebare întrebătoare Aici nu, aici nu Aici Și cartela se bagă aici în lateral Hai să folosesc cheița să vă arăt cum se bagă cartela Așa, scoate cheița Frumos, elegant Așa, pe partea asta poate mi-l zgârie acum. Și băgăm aici frumos. Bam! Da, se simte după voce că zrăci lui, așa? Și se scoate ăsta. Telefonul, după cum vedeți, eu oricum am două cartele, două telefoane fiecare cu o cartelă, e acum bag ambele cartele aici. După cum vedeți, avem aici și slot de card, de SD și două cartele. Nu o improvizație să bagi fie un car și o cartelă, fie două cartele. Bun, ăsta ar cam fi unboxing-ul, cred că v-am arătat tot. Deci, pe lângă telefon primiți încărcătorul de 30 de vați și o husă care este numai bună. Mă bucur că telefonul acesta nu are sticlă pe spate, că e oribilă. E plastic aici pe spate, dar nu are nimic. Și voi vedea de-a lungul timpului cum se mișcă? Am Nu cred că se vede nu, se vede uh, 68% baterie Bă un pic de baterie în plus să mai fi avut Să mi-l fi dat cu 69 Asta e Bun Acesta a fost uh, mini unboxing de la Huawei Redmi Am zis Huawei? Xiaomi V-am zis că-s răcit Xiaomi Redmi Note 9 Pro Hai să las aici chestiile astea Am făcut și mizerie multă Asta e, trebuie să strâng după. Uh, vreau să scrieți în comentarii. Ce telefoane aveți voi? Ce telefoane? Vreți să vă achizi -o achiziționați în următorul an? A! Ah, și am mai vrut să menționez ceva, telefonul ăsta. E cu 4G? Nu, n-am vrut să iau. Să, nu l-am vrut pe 5G pe motivul că mă spală pe creier. Ideea e că varianta cu 5G, că găsisem așa niște telefoane cu aceleași specificații de la Xiaomi, dar cu 5G erau mai scumpe cu vreo 300 de lei. Nu chiar 300, vreo 200 și ceva de lei. Așa că am preferat să iau telefon cu 4G un pic mai vechiuț, că și așa era un pic mai scump până să ceapă toată treaba asta cu multe telefoane la comun să aibă 5G. Oricum, eu stând la țară, la vreo oră de București, nu am în zonă nicio antenă 5G din păcate, așa că de ce să-mi iau un telefon cu 5G? Când tristul adevăr e că eu de-abia prin 4G. Deși eu am o antenă de asta de telecom, pe la bine aici. În fine, acesta a fost unboxing-ul. Uh, 1050 de lei. Mai găsisem așa, mai aveam de gând să-mi iau ori ăsta, ori uh, Samsung A51. Acelea specificații, dar la fel, mai scump o Știu că Xiaomi nu e ca Samsung sau ca Apple. Apple oricum nu face telefoane de 200 de euro. 210 euro. Dar uh, am ales Xiaomi pentru că eu leacă mai ieftin și am un prieten care are telefon Xiaomi și e mișto telefonul lui. Diferența mea și între telefonul meu și al lui e că el nu are camera aici în display. Camera de selfie când pune pe camera pe față iese camera de aici de sus. E interesant telefonul lui. În fine, aici se încheie unboxingul nostru ne vom auzi data viitoare. Scrieți-mi în comentarii ce telefoane aveți voi și la bani ăștia dacă găseați un telefon mai bun, mai ieftin și poate cine știe, de la o marcă mai mișto au Xiaomi. Hai, ne auzim în comentarii.